Dragii mei, în orice echipă, mai ales într-un trip, mai ales într-un unificat, sinceritatea este liantul comunicării. Noi am vorbit și săptămâna trecută la ceremonie, în consiliu. Nu este nevoie ca toți membrii să fie de acord, să gândiți la fel. Deci asta, diversitatea de opinie e foarte bună. Dar membrii unui trib care funcționează bine nu păstrează secrete unii față de ceilalți. Ei discută cu cărțile pe masă despre adevăratele lor opinii, intenții, acțiuni. Și a venit momentul să diversificăm meniul serii. Un set de întrebări. Vamonos! Vamonos, chicas! Un set de întrebări pentru... Ce se întâmplă? Ce va fi? De ce avem câteva întrebări de la domnul Dan? Mi se pare foarte interesantă această unificare, pentru că a început așa ușor-ușor, am interacționat între noi, pe urmă a venit un set de întrebări. M-am simțit ca la școală. Este extraordinar ce se întâmplă la Survivor All Stars. Da, să văd ce ai scris. Nu pot să te inspir. Hai. Deși vreau să vă inspir. Hai să văd. Data asta trebuie să gândești cu asta și cu sufletul. Ioi. Sincer, indiferent de interes. Îți arăt și eu dacă mi-arăți ce ai scris. Îmi arăți și tu? Da. E ca la 8 ani. Îți arăt dacă mi-arăți. Da, hai. Nu funcționează așa. Nu sunt decontrolat. Okay. Duli. Dar nimeni n-a vrut să te controleze, am vrut numai să... Duli, Ana Părgați, cred că e cu ochii pe tine. L-am întrebat să-i văd răspunsurile la întrebările pe care ni le-a dat domnul Dan. El n-a vrut să mi le arete, dar eu oricum am tras cu ochii și am văzut ce a scris el. Am văzut că mi-a scris numele. Vom vedea în momentul în care vom ajunge în chef. Ce anume se întâmplă mai exact? Deci Ana Pal are un răspuns la care a scris nu știu. Cum putem fi transparenți când răspunzi cu nu știu? Habar n-am. Asta înseamnă că tu nu ești prezentă în niciun faptă din ceea ce se întâmplă în campul exact. Tău. Pentru că dacă nu știi, asta înseamnă că nu ești prin prezent. Prin nu știu recunoști că nu ești prezent la Survivor. Nu ești prezent. Dar la asta Survivor. Nu înseamnă, asta nu înseamnă că nu-ți pasă. Îți pasă de tine, dar nu-ți pasă prezent. Ce se întâmplă pe lângă tine. Da, asta da, mă, da, prefer ce să scriu. Sunt fără să speri să n-ai cum să continui mai departe. Te rog frumos să ștergi nu știu și să dai un răspuns. În cine ai cea mai mare încredere din echipa ta? Nu ne întreba, că știm ce scrie. Te spun, fii atentă. Cu cine crezi tu că poți să vorbești un lucru de suflet? Cu cine crezi tu că vorbești puțin mai mult? Cu cine crezi tu că atunci când te trezești poți să-i spui bună ziua fără să ai vreo deținere? Nu știu. Abar n-am. Mă simt așa de... aiurea. Acum aș vrea să mergeți la cină, aș vrea să luați masa, aș vrea să vă bucurați, dar știți cum o să fie? Pe perechi, pentru că sitting-ul acolo, așezarea la masă, e câte doi, da? Voi alegeți cu cine vreți să stați la masă. O propunere măcar, domnul Dan. Ador din suflet ce se întâmplă aici. Recomandați să fim aventurieri sau să rămânem la vechile conexiuni. Fii atent, vreau să fiți aventuroși. Gândește-te, gândește-te la nuanță. Și bucurați-vă că vine cina și cina, vă garantez. Hai nu e cu întrebări, e doar cu răspunsuri, da? Vorbiți, vă bucurați. Hai să ne aventuriem. Mergem împreună? Împreună. L-am văzut cândva când domnul Dan a menționat că poți să alegi o persoană să stai la masă cu ea, între doi. Am văzut că s-a uitat la Ana Porgras și l-am întrebat, dar de ce te uiți la ea sau de ce aștepți o aprobare de la ea, cumva ea nu l-a privit înapoi și cumva el mi-a dat de înțeles că vrea să fie un aventuror, vrea să fie mai adventurous în această seară. Poftă bună, poftă mare! Aveți tot ce vă trebuie, alegeți-vă partenerul de masă. Eu nu spun nimic, eu doar aștept să fiu ales. Domnul Dan a venit cu o idee senzațională de a merge la cină, dar nu oricum și
în pereche, doi câte doi. Când s-a spus lucrul acesta, eu nu m-am gândit foarte mult, am închis ochii, mi-am pus mâna la ochi și m-am lăsat ales. Era la fel de singur, chiar era cu mâna la ochi și s-a lăsat ales. Cine mă alege și pe mine? Și am văzut că... hai! Ana! Du-te de aici, te rog! Tu trebuia să mergi cu un război. De ce? Că nu înțeleg. Explică! Și a venit la mine la masă și mi-a zis: ce cauți cu o faimoasă la masă, că trebuia să fii cu un războinic? Și eram... what? De ce? N-am înțeles afirmația asta a lui. Parcă nu mai era Napurgă, știi? Parcă era altceva. De Ștefi, da. Tu dacă îi vrei binele Anei Porgra, o stabilizezi puțin. Eu am zis, nu faci nici o urdă astea, că dacă faci o urdă astea, poate să fac și eu. E vizibil, lumea vede chestiile astea, că o deranjează și că are și reacții la treburile astea, deși între noi doi ea știe că n-are cum să aibă reacțiile astea. La un dat mai am și eu niște reacții, răspunsuri. Dar este la Survivor. De ce am ales-o pădurii la masă, e simplu, da. Ai pierdut timp? A trecut timp. Nu mai vrei să te pupsezi. Îți arată mai bine așa. Ce? Îți stă mai bine așa. Cum? Îți stă mai bine așa. Da. Pare că nu este așa greu să aleagă între mine și Duli, pentru că s-a dus la masă cu Duli. Deci nu este greu absolut deloc. Zinte, Francesca! Chiar vreau să știu! Deci mă bucur așa de mult, pentru că și eu, știi cum tot ziceam de Șerban al meu și tu știi că era de în sezonul la noi. A fost, like, deci cum să încep? Ceva se întâmplă. Cum să ne pui doi câte doi la mese? Noi suntem aici unificați. Eu sunt obișnuită la unificarea masă mare, toată lumea la mese, unii cu ceilalți. Acum sunt doi câte doi, care mai mult sau mai puțin îți discuții acolo, cu persoana din fața ta. Poate părea că nu vrem să cunoaștem niciun războinic, că ne-am pus amândouă la masă. Nu. Nu, nu? Dar nu-i de cunoscut, e... Ne-am pus așa, cum am simțit. M-am întâlnit cu ea la Vorbește Lumea. Am avut... știi Vorbește Lumea? Da! Și m-am dus acolo, era în platou. Eu cunoșteam dinainte, dar nu oficial. Am vorbit cu ea pe telefon, că m-a avut o întrebare. Ceva ne-a dat numărul, mi-a dat numărul ei. Și pe când am văzut-o în realitate, mai aproape, în cabina de probe, de machiaj, de whatever. Da, în spate. Da, am dus acolo și am like, wow, Francesca. Like, m-a făcut mult de ea, știi? Cu DJ? Noi ne știm în sezonul nostru. Noi am fost tigri, au fost în echipă cu mine, m-am înțeles bine cu el, are energie super cool. Se stă bine cu părul pe spate. Sper să nu existe scântei, pentru prima dată când m-a văzut a zis că eu îi fac necaz. Sper să nu fie așa. Oh, gracias, signore! Signora! Mamă, admiră cât a platou urmează. Mucha gracias. Thank you. So, thank you. Thank you. Mamă, puiniță. Poftă mare să aveți! Poftă bună! Poftă bună! Puțină atenție, vă rog frumos! Dăm salata de băuf pe cașcavalul din farfurie. Nu mergem, dați-o! Cine vrea salata de băuf? Nimeni. Bine, o dăm gratis! Acolo, liniștit. E tot ce ne-a rămas, să ne oferim sufletul, da. Dacă schimb numele. Să vedem cum e salata asta. Genială. Cu pui. Dacă ați aveți un mamă,
Bă, trebuie să avem grijă ce mâncăm. O să ne vină mai multă. De mâini mult, știi. O să mănânci, mâncă tot, TJ. Din partea mea, ia tot și de la mine. Din partea mea, ia tot. Dar chestia e că mă mențin să văd ce mai e. Deci nu mai avem proba cântarului. Nu o să mă cântărești după ce bag în mine. Mi-e place foarte mult de tine, pentru că ești ca un copil. Ai reacții de copil, ai... Ce copil, bă, că sunt femeia să bate în cuși? Ascultă-mă, că urmează step by step. Vezi de masa ta și de mâncarea ta acolo. Dacă îți dă un cap în gură, e pormenul lui Andrei. Toată atenția a fost asupra noastră. De ce? Eu cred că niciun băiat din toată... din tot Survivor-ul, scruzându-l pe Zani, pentru că este din echipa faimoșilor și este cu ea în echipă, nu cred, cred că nimeni n-ar fi putut să stea la o masă cu Ana Pal. Hei! Hei! Da, da, acolo! Stai puțin! Ne pupăm? Nu! Dar ce facem? Eu suport deranjul tot. Băi, nu! Cu... nu, nu, dau de la mine! Nu, șase, nu se pune puncte. Problemă. Tot cu șpagă. Dar nu se pune problema, dragul meu. Nu. Băutura tu plăti. 3 puncte. Băi, sigur. 3 puncte. Să vină băutura cu creveți. Eu plătesc. Asta înțelegi, eu plătesc. Mă. Noi doi ne cunoaștem poveștile de viață. Ceilalți trebuie să le cunoască aici. Nu știu dacă să mai mânc, că mâncă mai vine, hau. Într-adevăr, nu prea am avut ce să povestim noi așa la masă, pentru că lucrurile le știm despre noi. Cred că gândul nostru a fost în principal către familia noastră și a fost să ne și alimentăm, pentru că așteptam, eram foarte, foarte înfometați. Ai curiozități pe care nu ți le-ai exprimat, manifestat în tine? Nu, cred că deja te-am întrebat. Și ți-am răspuns? Cumva da, dar nu am înțeles. Cine ai zis? Mi-ai zis că am plecat eu în Londra. De unde trebuia să plec? Nu, aia a fost o glumă, lasă-o. A, ok, a fost o glumă. Primele. Ok, atunci... Pe nu. Nică. Mi-ai răspuns. A, ți-ai răspuns, nu? Ai aflat. Cumva da, mi-ai răspuns. Am avut treabă cu ea în trecut, ne-am cunoscut, ne-am văzut. Duli nu mi-a făcut promisiuni, de aceea am ales să stau cu ea astăzi la masă. Ce să mai întreb? Nu a părut că ai căutat răspuns, pentru că ai renunțat repede. Nu că ar fi trebuit să... să încerc mai mult? Aici voiam să adaug. Okay, nu pentru că ar fi trebuit să încerci mai mult. Uh-huh. Însă pentru că mi-ai dat un motiv bun pentru care, din perspectiva, pentru care n-ar mai fi trebuit să încerc eu. Deci tu te așteptai ca să nu mai încerc? Da. Și atunci mi-ai răspuns cum mi-ai răspuns ca să încerc? Nu, părea ceva de moment și de-aia am răspuns. Și... ah, ok. Părea o întrebare de moment, la care am răspuns și chiar a părut. S-a confirmat că era de moment. Bine, da, a fost... ia uite, mai multă brânză. Grazie. A venit odată la mine după ce a băut alcool. Și pentru că nu mă înțelegeam cu ei și nu-mi plac genul ăsta de întâlniri, în care ne bem mințile și nu ne putem înțelege, crezând că e genul ăsta de femeie, am decis să nu mă mai văd cu ea. Acum fiind a doua ocazie în care ne revedem, chiar la masă, mai romantic decât ne-am văzut prima oară. S-a schimbat mult, Francesca. Așa de... bine. Nu, da, nu că erai tu niște înainte. Dar ești așa ca... da. Și... sunt liniștit. În păcat, liniștit. Da. Și asta se vede. Primul plan este TG, te găsit. Da? Da! Dar e frumos. Ce frumos e. Eu sunt cu iubita mea, Francesca, până la sfârșit și relațiile de aici, de la Survivor, sunt decât profesionale. Te înțeleg. De unde a venit reacția ta față de Andrei? Pentru că și noi... pentru că a continuat, îl știți. Da, și noi, ca echipă, ne vedeam să-i tragem o căpățână direct în gură când făcea toate cele. Și atunci te-am înțeles pe tine și am zis, bă, e de înțeles oarecum ceea ce a făcut Ana. Ana Pal, mă bucur foarte mult. Hai noroc cu apa. Hai noroc și sănătate. Mă bucur foarte mult că stăm la aceeași masă, într-un context de genul.
Da. Nu te ceri liniștit. Măgarii ăștia se uită și râd așa în colțul gurii pentru că văd că mă descurc cu brio la o cină cu tine. Ei nu s-ar fi descurcat aici. Jur! Sub nicio formă. Deloc. Și știu asta. Ai oricum, ei râd, dar sunt surprinși de că noi putem convorbi. Nu, mi-e place, da. Masa lui Alex Delea și a Anei Pal ne-a amuzat foarte tare și decât să vorbim ceva inutil și plictisitor, mai bine am ascultat acolo și am râs copios. Altceva, tata, parcă să simte gustul. Pâine și brânză. Mai proeminent, așa, mă, deci, băiatule, m-am uspă un suflet, bă. Mă bucur foarte mult pentru momentul de acum. Sunt omul care se bucură de momentele trăite și spontane, să zic așa. Când intră mulți oameni în viața ta, nu te mai interesezi tu cu adevărat cine intră cu un sens. Îl lași pe să demonstreze. Și atunci, dacă amândoi ne lăsăm să demonstrăm, ce se va întâmpla? Exact. Și atunci, care e scopul? Va veni persoana care nu mă va lăsa să demonstrez, eu îmi va demonstra. Deci, păi și dacă amândoi gândim la fel, atunci care e scopul? Atunci va veni persoana care voi simți eu să-i demonstrez. Poate că nu va sta în Anglia și poate că nu se va afișa. Deci persoana este la anumite petreceri, așteptăm să-i scriu eu. Nu știu cum mi-am permis să-i trimit un mesaj a doua zi când am ajuns în România decât în prima. Nici nu mă gândeam la ceva serios, mai ales din partea lui. Așa că am zis, dacă îi trimit mesaj prima zi sau a doua, care e diferența? Pur și simplu m-am gândit să-i scriu prima zi, dar n-am vrut, pentru că mi-a fost rușine. Și eram, dacă îi scriu, o să-mi dea jet oricum. Perfect, și mie mi-a fost rușine să-ți răspund. Și după aia, nu, a doua zi când ți-am scris, mi-ai răspuns și? Și eram, păi am avut dreptate, mai bine nu-i scriam deloc. M-ai întrebat ceva și ți-am zis și? Exact. Gen și? De ce îmi spui acum și nu ai spus de el? De ce nu mi-ai spus? Dar nu mi-ai zis asta când... Când veneai spre București, că vii, salut, vezi că vin. O să am de făcut asta, dacă vrei ne vedem. Dacă îți păsam, spuneai, în timp ce erai în drum spre București. Okay, dar nu când ești deja în București. O să fie foarte interesant. Crezi? Și știi la ce mă refer, nu? Normal că știu. Trebuie să vorbiți. Ești conștientă. Că vrei, că nu vrei. Mi-am dat mustața jos. Îți place sau e nașpa? Păi, de fapt, nu mi-am dat mustața jos. Mi-am dat barba jos. Și totodată mi-am dat seama că eu de când vorbesc nu mai mănânc doar pită cu cașcaval. Vreau să-ți schimb și-o meniu. Luându-mă cu vorba, nu... Auzi, da. Eu pe tine te vor la trei, la mizilic. Chestii, eu am rămas la primul. Dacă vorbești mult. Știi că vorba lungă e sărăcia omului. Prefer să tac? Păi... Bagă și tu un pic sub nas și după aia mai vorbim. Adică sub nas direct în cavitatea bucală. Da. Dar nu pot să nu vorbesc așa, dat fiind faptul că sunt o persoană cu care n-am interacționat niciodată. Am nevoie să aflu lucruri despre ea. Uite, de exemplu, ți-i stă bine așa cum stați pentru că ești blond și nu se prea observă. Dar la Iangu se vede rău. Se vede rău. Se vede foarte tare. La mine se vede rău? Nu. Dar cât te-ar vedea acum, mamă, doamne? Fii atentă! Râde de zbărere! Iangu! Doamne, nu se vede, nu? Să mă lăsa mea, doamne, acum să mă la masa asta! O familie mea de care nimeni ce să-mi fac! Te rog frumos, nu mă pot de râs la masă, da? Mână că cu gura închisă! Ara, dar cu ești mai bine, mie sau Ludelea? Ludelea, că e blond și nu se observă! Tocmai! Dar mie se observă, e mai acceptat! Se observă, dar te duci într-o altă nuanță!